Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni bune, ieri s-a lansat un nou Legend of Zelda, sau mai bine zis un nou remaster pentru Legend of Zelda, așa nume Skyward Sword HD. Jocul original a fost lansat parcă pe Nintendo Wii, dacă e să luăm așa, dacă stau bine să-mi aduc aminte, și știu că era foarte, foarte îndrăgit din cauza că se folosea de telecomanda aia albă, știți voi. Dacă ați văzut vreodată o consolă cu o telecomandă albă, atunci probabil că știți ce este un Wii. Era ceva de genul acesta și pur și simplu toate jocurile erau făcute în mare parte doar să dai din brațe ca bezmetic cu speranța că vei lovi ceva sau chestii de genul acesta. E bine, Legend of Zelda Skyward Sword este exact cam ceea ce vă zic eu acum. Este un joc făcut să se folosească de treaba asta cu giroscoapele, cu senzori și cu toate alea. Desigur, puteți să jucați și în varianta non-giroscopică și non-nebunească și non-nu știu cum, încât să vă bucurați de o experiență cât mai clasică posibilă și să nu aveți nevoie să vă dați din brațe ca turbații și toate alea. Dar, pentru că este o chestie nouă pe care nu prea o întâlnim des, am zis că ar fi drăguț să vă arăt jocul ăsta în modul ăsta, cu Joy-Con-ele ținute în așa fel încât să ne folosim de mecanica veche pe care jocul are. Din păcate nu știu nimica despre poveste, nu știu nimica despre toată treaba asta, știu doar că este unul dintre jocurile bune cu Zelda din serie, sau jocurile bune cu Link din seria Zelda. Și sunt tare, tare curios să văd cum e. Sincer, n-am testat decât puțin să văd cum rulează, să văd care este treaba, dar nu m-am jucat foarte, foarte mult să înțeleg ce și cum și care. Adică am văzut doar pur și simplu creatura aia la început și cam aia a fost toată manevra. Acum să vedem care este schema. Eu sincer aștept la... era un Zelda foarte cartooniș. Ce drăguț arată. Deci că e Pokémon. Ok, muzica e drăguță, n-am să mint. Oh, și oameni, mi-ați face o super favoare dacă ați dat și voi micuț like acolo și ar fi super, super drăguț din partea voastră. Nu de altă, dar, you know, jocul pare drăguț, e nou, de ce nu? Știu că mulți dintre voi probabil a jucat mai multe Zelda-uri decât mine. Oh, cred că e limba de aia din aia inventată sau ceva. Nu e japoneză sau engleză sau ceva de genul ăsta. Cum, dacă era japoneză mai îmi dădeam seama la câte anime-uri am văzut, dar trebuie să știu de acum. Ok. Deci mare parte e doar pur și simplu un micuț remastered al versiunii de Nintendo Wii adusă pe Nintendo Switch. Ce bine. Ok, l-avem pe băiețașul nostru Link aici. Un Link ceva mai matur din câte văd comparativ cu Breath of the Wild. Oh shit, ăla să înțeleg că e Ganondorf sau nu. Ok, it's time for you to awaken, deci trebuie să ne trezim, dar de ce? Asta e chestia care zice, hey, listen. Ok, timpul să ne trezim. Aparent, a venit profeția, băieți. Sunt curios care e plotul general. Bine, adică plotul general în orice Zelda game e ok, îl ai pe Link. Link se bate cu ăla rău, Link câștigă, boom. Trecem mai departe. Dar ce face special jocul ăsta e pur și simplu gameplay-ul și puzzle-urile și felul cum sunt prezentate diverse situații. Plus și personajele sunt foarte memorabile din câte am observat. Ah, ok, am înțeles. Așa vine poșta, băieți. A venit poșta, a zis că, hei, e momentul să primești o scrisoare, așa că poftim scrisoarea. Hey, sleepyhead, I know how much you like to sleep in, so I'm guessing this letter will be your alarm clock. Yes, right. Oh, deci ne-a trimis Zelda, ne-a trimis mesaj. Așa, ok. Neața, ok, azi este ceremonia aripi? Interesat nume. Promis că o să ne întâlnim acolo. Ok, super. De Zelda ne trimite scrisori amoroase. Bine, prietenoase amoroase, dacă e să o luăm așa. Încât să mergem să ne întâlnim cu ea. Ok. Din câte văd, e mult mai diferit față de ce am jucat. Adică mă refer de Breath of the Wild. Breath of the Wild era mult mai RPG.
tilt to move camera, ok, pare logic. Că aștept să vedem când folosim toată schema asta de cum se cheamă, de Joy-Cons and shit. Eu personal am jucat destul de multe joculețe pe Nintendo Wii și chiar pot să zic că mi-au plăcut foarte multe jocuri atunci când le-am jucat. Oh, ăsta e first person mode. Oh, shit. Oh, trippy, man. Ok, e destul de precisă treaba, n-am să mint. Știu că foarte mult îmi plăcea Wii Sports. Și cred că mai era ceva cu Pokémon, dar n-a scap acum numele jocului ăla cu Pokémon. Era ceva, cred că, cu lupte. Nu cred că era Pokken sau ceva. Mamă, nu credeam că l-au pe tipul ăla din Lord of the Rings. All the practical skills. Ok, to look around on your surroundings. Ok, încerc să mă uit. Trebuie să ne întâlnim ceva cu ceva instructor, stai așa. Trebuie să vedem ce am învățat. Toți oamenii ăștia se îmbrăcați ca niște ștrunfi. Asta e camera noastră. Ah, shit. Stai, poți să iau planta asta sau ceva? Ok, nu poți. Voiam dar să fiu sigur dacă pot sau nu să iei planta asta, dar acum cine știe. Ok, unde putem să ne ducem? Citisem, dar nu am apucat să citesc al cui camera era asta. Grus. Oh, Grus. Putem intra la el? Pare nu poți intra. Ok. N-aș vrea că n-avem o direcție unde să mergem. Dash, hold B, roll. Ok. Hold B. Oh, ăsta e sprintul. Deci ceva de rostogolit, dar nu-mi dau seama dacă e pe aici rostogolit. Oh, merge la baie. Nu, dacă zic că e ieșirea la cum arăta, dar nu e ieșirea, e toaleta. Da, o să trebuie să o luăm prin altă parte, că n-ai acum altfel. Yo! Oh, ce puternic suntem! Ok, deci astea se zgâlți. Oh, aparent dacă zgâlții cu ăsta poți să arunci lucruri. Dacă vrea să-l ajutăm. Ok, super. Over to the old lady who works in the kitchen. Deci să ajungi la bucătărie. Ok, ok, you can throw it or you can roll it. Ok, deci putem să aruncăm sau putem să rostogolim butoiul. Ok. Mersi frumos. Ok, văd că te învață ce și cum și care. Pick up. Ok, unde e? Ok, încerc să înțeleg cum arunci. Nu merge. Așa, deci trebuie să stai pe loc. Ok, ok. Unde e bucătăria? Fledge. Sper că nu e sus bucătăria. Grus. Stai un pic să găsim bucătăria, să ne ducem de aiurea, știi? Cred că nu-l mai ajutăm. Well, gata, l-au ajutat. Nu mai ajutăm, gata, să trai distracție, îmi pare rău pentru el. No, muzica e foarte atmosferică, n-am să mint. Adică e destul de mișto. Skyloft. Ok. Poate să găsim pe Zelda, văd pe cineva sus acolo, deci stare curios. Hey, Link, up here! Oh, nu e o tipă, dude. E Brock cu părul lung din Pokémon. I just remember that I'd like to ask you, target me so you can quick chat. Target? Zl. Ah. Deci așa faci targeting pe cineva. Ok, ok. Încă să putem și conversa și toate alea. Vă spun că trebuie să folosim cutiile alea, nu-i așa? Dash on top of the wooden box, then you can jump far easily. Hold B while moving. Ok, alergăm. Oh, se poate sui pe ăsta așa. Ok, asta e mișto. Ok, bine. Yo, stai, vreau să-l simtesc pe bobeța ăsta. Rush to get the last minute bird riding practice? Da, vreau să ne antrenăm. Trebuie să mă întâlnesc cu Zelda, da. Ok, deci taixul Zelda e tipul ăsta și are un pet sau un animaluz numit Mia. Mia să fie cumva păsăroiul ăla dubios. Care ne freca la icre.
Oh, aia e, de fapt, am crezut că e pasărea aia stupidă sau ceva. Dar nu e. Ok, dox. Ok. Oh. Oh, așa mergem să ajutăm pe ăsta, super. Eram foarte confuz, gen, ce trebuie să-i fac, să-i trăznesc una după cap? Deci să ajungem acolo. Și cred că putem coțăra folosind lianele alea. Ok, 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 am înțeles. Oh, leap. Oh, ok. Du, ce tare e controllerul. Adică ce tare e ideea asta de control. E chiar, chiar destul de impresionant dacă e să mă întreb pe mine. Nu, ioi, doamne Link, ești culme. Da, asta e, asta e destul de fain, n-am să mint. Adică chiar e o chestie ce îmi place. Pentru că totuși dă un fel de nivel diferit de gameplay, adică nu doar poți să puții un controller în mână și gata. Am un pro controller, dacă chiar vreau neapărat să joc clasic, dar se pare destul de interesant, știi? Ar fi păcat să nu folosim și asta. Ok, acum ar că să presupunem să ne cocoțăm. Ah, uite mă, deci te poți prinde de lianele astea așa sau ce-o fi ele. Ok, asta putem să o împingem? Stai, că trebuie să mă urc aici. Ții și acum împingi. Ok, are sens. Deci văd că s-a păstrat aia cu stamina. Cred că asta e în toate jocurile Zelda mai noi. E o pisică șoarec? E o chestie ce-i drept. E un mâțo șobolan. Ceva. Care miaună. Stai. Put it down. Gata, mă, ți-am adus mâța șobolan înapoi. Să-i dau de mâncare. Ok, și spun la statuia de acolo să-i zic că lui că i-am găsit pisica. Ok. Bine, animăluțul, pentru că nu practic nu e pisică sau ceva, știi? Ok, mi-a dat și ceva. Ce mi-a dat? Au, mi-a dat niște rupii de-astea. Ok, mă, de când nimica? Și cum e? Merge să ai niște rupii. Ce e asta? Stamina fruit. Oh, asta îți dă stamina când rămâi fără. Ok. Mă, până acum pare a fi ceva mai diferit față de ce am mai jucat. Oh, văd că ți încarcă și instant. Uite-o pe Zelda. De mie cine zice? Eu să rămână. Îmi place că în toate jocurile sunt câteva chestii clasice care tot apar mereu. Cu toate că stilul artistic se schimbă sau perioada sau chestii genul ăsta. La fel ca în Final Fantasy, cu toate că ele n-au legătură între ele, sunt niște elemente care se repetă. Erau. Chiar nu erau deloc. Aaaa. I-a zâmbit, mă. My loftwing got out of the bed. Deci loftwing se numesc păsările alea. Sau ce puțin pe ăla ar trebui să-l cheme așa. Yes, I was asleep. Look at this. Ok. Adică arată bine hainele și instrumentul, zici că ești Venti din Genshin Impact, dar nu prea. Ok, I got earlier in the morning because I wanted you to be the first to see me like this. Oh, ok. Am văzut destul anime-uri cu replica asta, știu unde merge treaba asta. Nice costume, great. Simt pe great. Hai să fim un crevețel până la capăt, dacă tot e așa, nu? Deși outfit-ul pe care îl poartă Link în momentul de față arată groaznic. Oh, ăsta-i tati! A venit tati! Dude, am crezut că e dezbrăcat pentru secundă, doamne ferește! Yikes, ce urât e și are coroană pe poză spre încene, ce-i aia? Omul meu ar putea lejer să fie cosplay de ceva put-hut dacă e să luăm așa din Pokémon. Îl face pe Heihachi din Tekken 7 să arate normal. Oh, God. Oh, nu e pregătită. Nu poate să
să purceadă cu ceremonia. Ok. Pare legit, dacă să luăm așa. Ok, cred că vorbea de cineva, dar n-am fost pe fază. Urăsc când fac asta. Deci trebuie să se agite, azi este ceremonia RIP, un fel de test de îndemânare. Ok. Oh, și zice despre Link că nu l-a văzut că se antrenează destul de tare, dar are încredere că o să descurce. I mean, să sperăm. Toate că mă înțeleg cu păsăroiul ăla cum trebuie. Sperăm că o să ne descurcăm până la urmă, știi că... Mergem noi pe chestia asta de anime că, oh, ok, nu trebuie să te antrenezi ca să faci ceva, trebuie doar să crezi. Ia, yeah, ok, trebuie să crezi, dar totuși trebuie să ai grijă. Ok. Oh, deci, practic, ne-am întâlnit, când s-a întâlnit Link cu pasărea lui, cumva a fost o întâlnire foarte spectaculoasă. Ah, deci, practic, avem un fel de pre-poveste, între ghilimele. Ori probabil într-un alt joc, știi? Unde are legătură cu partea asta. I mean, la Zelda posibil să mai aibă legătură jocurile între ele, deși de multe ori se cam repet același plot. Cu aceiași villains și cu chestii genul ăsta. Ori probabil o poveste care să ne arate mai târziu, ceva flashback. Ok. Deci lumea e geloasă pe... sau cel puțin e de admirat legătura dintre Link și pasărea aia. Stare curios să vedem când ne dă și gen puțin combat training. Pentru că stare curios să văd cum e, că am înțeles că trebuie să ții ăsta așa ca să te apere și cu ăsta încep să dai cu sabia așa ca turbat în stânga și în dreapta. De-aia sunt curios să văd care e schema, știi? Ok. Deci ea e îngrijorată de faptul că noi trebuie să devenim un fel de cavaler. Și toate alea. Deci ea e îngrijorată pentru noi indiferent ce am face. Iar acum, să vedem ce Borș ne zice. Oare trebuie să ne plimbăm cu păsărica? Trebuie să mergem cu păsăroiul? Wow, ușor! Jump off! Da, hai să ne aruncăm și să sperăm că nu o să ne prindă pasărea, nu? Da, eu simt pasărea la distanță super mare. Te gândi mult, Zelda. Mă jur, ești super deșteaptă. Ne-am dus. M-am omorât. Gata. Am terminat jocul, băieți. N-o să apăs pe buton și o să murim cu toții, vă zic eu. Dead. Dead. Cred că l-ai omorât pe Link. Wow, s-a aruncat și asta. Uite, că pasărea ei vine. Pasărea noastră e aia, de fapt roșie, nu-i așa? Shit. Uite, că ne-a prins. Dude, pasărea noastră unde e? Ne-a dat țacă, bă, băiatule. Nu ne-a mai luat țacă până acum în Zelda, dar eu nu încep pentru toate, știi? Ia, este bine. Săraca pasărea, nu mai poate. Zici că e Donald. Mă, că să-i Donald Pelicanul. Ce s-o vin la cu pasăre? Nu știu. Nu cred că ne place. Da, nu putem simți pasărea aici. Ce e o problemă. Cred că ne-a părăsit Loftwing-ul nostru. Deși noi am zis că e ceva în regulă la mijloc. Ok. Da, deci să ne găutăm păsăroiul să vedem de ce e un bulangiu și ne-a lăsat aproape să murim acolo. Ai cumva alarma că vine ceva navă? Oh. E un fel de curs în ceremonia asta, am înțeles. Am crezut inițial că e altceva. Hmm.
Merge, dar uite că se schimbă mereu situația cu Zelda. Uneori e prințesă, alteori nu e prințesă. Dar mare parte tot e într-o poziție de asta de relativ destul de importantă, dacă e să o luăm așa. Deci văd că mereu se schimbă lucrurile. Și asta e o schemă, nu zic, nu? Opa. Bum, niște stamina. A, deci chestia asta cum le iei de jos să și consumă instant, nu există genul. Ok, le iau și le pun deoparte pentru mai târziu sau ceva, nu? Ok, și aici să vorbim cu instructorul. Unde e instructorul? Asta e instructorul? Îmi spun că trebuie să intrăm doar și gata. Sper că aici e toată situația, adică... Night Academy. Baie. Că bucătăria era aici. Au, instructorul Hornwell aici. Păi și ce facem, că nu e aici? Dude, erau scările din interior către aici. Headmaster, aici e boss-ul. Ok, ne-am venit degeaba aici. E o micuță problemă. Ce drept, jocurile astea Nintendo uneori pot fi obositoare, pentru că nu ai o chestie care să zică exact ce-i de făcut sau unde trebuie să te duci exact. Asta e camera lui Zelda. Ar fi mare păcat dacă cineva ar intra acolo așa pe nepregătitele. Ok, deci asta nu e aici. Probabil că tipul de afară e. Nu cred că era de afară, era instructor, nu? S-a părut mie că nu era. Mi se pare că îl chema altfel. Ori chiar să fi fost atât de orb? Să fi fost ăsta? Oh, el era, dar îl chema Hornwell. Am crezut că... Oh my god, yes. Da, avem o problemă, Loftwing-ul meu e dispărut. Da, o să mergem să-l căutăm. Ok. Da, te-a sumonat șeful. Tot i-am căzut că e altul Hornwell pentru secundă, mă jur. Jesus. Ok, stai așa, ce te-ți facem? Yo. You go hurry and find your bird. Ok, unde se spune să o găsim acum? Auzi, tu știi ceva? Jesus, ce nas are! Da, mi-am pierdut pasărea. Știi ceva de ea? Ok, deci la școală nu e. Da, deci cred că va trebui să începem să întrebăm oamenii stânga și în dreapta în speranța că poate ne găsim asta. Hai să dăm sparring hole-ul. Firar. Credeam că putem merge să testăm puțin și combatul, dar nu merge așa simplu. Așa că nu pot să rotesc camera folosind mișcarea asta așa de Joy-Con. Dude, era un gândac. Prinde-l. Ok. Asta faci ceva cu ele? Nici nu am apucat să examinez lucrurile. Oh, asta e de save. Save and quit. Ok, asta e tare. Save. Saving power. Ok, deci astea sunt save point-urile. Deci practic și cum aș căuta bonfire-le în Dark Souls. Așa le caut statuile în jocul ăsta. Aia cred că e de HP. Yep. Hai de HP, nu cred că ne mărește numărul de inimi pe care l-avem momentan. E un chest aici, așa. Oh my god, a mers! Yo, a funcționat, dar acum ne întoarcem. Dude, Fuck, avem o problemă. Oh my god, avem o problemă. Ok, problemă rezolvată. Cine m-a salvat? Este pasărea noastră? Ah, ok, nu, nu e altcineva. Ok, am crezut în secundă că e pasărea noastră. Deci, probabil că ne-ar trebui, cred că o sabie sau ceva să lovim aia. Plus că nu cred că așa se rezolvă treaba. Încerc să văd dacă pot să sar să prind caradașca aia sau ce-o fi acolo. Ok, aici iarăși sunt niște mecanisme care cred că aici avem nevoie de ceva cu abilitate de vânt. Aici văd că e o casă. Foarte multe de astea inimioare. Dar nu văd pasărea aia nenorocită, guys. Aici e o problemă masivă. Ne-am pierdut păsăroiul, stai așa.
Oh, ăsta e grus ăla. Au, el a prins ceva pasăre, să înțeleg că ăsta e bătăușul jocului. Mamă, de ce scoși avere? Zici că sunt niște personaje scoase din JoJo. Oh. Deci ele devină când nu-mi găsesc eu pasărea. Aha, cred că a făcut totul special încât să câștige el cursa asta, ceremonia asta sau ce-o fi. Ok, bă, dar tipul ăsta e super dubios ca și aspect. E super dubios. Da, de ce l-are legătură cu dispariția păsării noastre? Ok, oare putem bate așa, ce pur și simplu în stilul ăsta? Da, aici sunt un fel de bully. Să-i bully-ul seriei de aici. Nu știu cât de dubios e tipul ăsta, mă jur. Oh shit, a venit Zelda. Oh shit. Oh, și el e un shrimp. Oh oh. Mereu trebuie să vină tipa să ne salveze atunci când luăm bullying. Am ciudat. Huh? Oh my god, e încăldur rău de tot ăsta, vere. Jesus. Puțin cam horny. Da, deci clar trebuie să vedem ce a făcut ăsta cu pasărea noastră. Hai, v-am zis că n-are pasărea roșie, deci pasărea roșie noastră. Cred că ne-au prins pasărea undeva și trebuie să o căutăm. Noroc că ea e destul de crevețească și pentru noi e o șrimpă. Ok, sperăm că cu ajutorul tău o să găsim ceva. Ce interesant e universul ăsta așa cu păsărele și cu nebunii din universul ăsta de Zelda. În general lucrurile erau destul de basic și cu picioarele pe pământ, aici sunt lucrurile ceva mai diferite. Dar oameni buni, noi suntem prima aici cu acest video. Dacă cumva vreți să mai facem un video cu jocul ăsta, știți foarte bine ce aveți făcut, un micuț like acolo și ar fi super, super drăguț din partea voastră. Și dacă vă puteți acest video, nu uitați, dați like, subscribe și așa coment, iar noi ne auzim cel mai probabil data viitoare. Pa, pa!